Hei, salutare și bine v-am regăsit la un nou videotutorial. Astăzi vom aborda toată suita de la Google, despre care sunt sigur că ați auzit sau știți sau deja o folosiți, dar într-un mod mai simplu. Pentru cei care nu știu, deși majoritatea cred că aveți un cont pe Google, fie el de Gmail sau de altceva, de YouTube. Ei bine, Google are o multitudine de servicii, precum Gmail, Google Calendar, Google Reader, Contact, Task, Google Docs, Google Sites, Analytics, Webmaster Tools, FeedBurner, Blogger, un foarte bun serviciu care vă ajută să câștigați și niște bani este AdSense. De asemenea, tot cei de la Google dețin aplicațiile precum Google Voice, Picasa, YouTube, Google News, Google Maps, Android Market și multe altele despre care vom vedea cum le putem vizualiza și deschide pe toate, fără a fi nevoie să ne logăm în contul de la Google și de a accesa mai multe linkuri pentru a ajunge la toate aceste servicii. Noi le putem accesa printr-o simplă extensie care se poate folosi cu Google Chrome, după cum bine v-am mai spus și în alte videotutoriale. Extensiile de la Google Chrome sunt un lucru, reprezintă un lucru foarte util pentru majoritatea dintre noi, pentru că ne scurtează anumite aplicații pe care trebuie să le facem sau anumiți pași pentru a ajunge către o aplicație. Ei bine, prin aceste extensii toată treaba se simplifică. Observați aici sus la mine am o sumedenie de extensii, nu chiar multe. Sunt sigur că pe parcursul acestor videotutoriale o să ajungem la mult mai multe extensii. Dar astăzi vom vorbi despre o extensie care ne lasă să accesăm printr-un simplu click toate serviciile de la Google. Și după cum bine vedeți, am scris pe Google deja Google Chrome Extension, unde vom și merge pentru a vedea extensia pe care dorim să o instalăm de la Google, și anume este vorba de Terminal for Google, după care o să o adăugăm în contul de la Google și după cum vedeți s-a pus exact aici cu o iconiță și cu un G în interiorul ei, pe care vom face click în acest moment și după cum vedeți avem acces la mai multe servicii de la Google, printre care Gmail, Google Calendar, Google Reader, Google Drive, la Blogger, AdSense. Dacă sunteți utilizator de AdSense, sunt sigur că o să vă ajute foarte mult această extensie, pentru că va mai trebui să tastați în bara de adrese sau o să vă umpleți bara cu scurtături către aceste servicii pe care voi deja le folosiți și le putem accesa direct din această extensie. Spre exemplu, dacă vreți să mergeți pe Google Drive, este de ajuns să o selectați de aici. Da, eu nu sunt conectat în momentul de față, dar o să mă conectez prin butonul de conectare de la Google Disk, pentru că am apucat să apăs deja. Perfect, și iată ne conectați. Acum vom putea accesa din
direct din acest panou de la extensia Terminal Google. Spre exemplu, vom dori să mergem pe Google News, să mai citim niște știri. Avem Google Translate, Google News și iată-ne deja în contul nostru unde vom putea accesa știrile, totul dintr-o simplă apăsare de buton. Da, avem Gmail, avem Google Sites, avem FeedBurner, avem Google Maps, unde putem intra direct pe cărți, avem Picasa, avem Google Translate, da, și multe altele pe care voi le puteți explora. Avem Google Play pentru instalarea de aplicații către telefoanele voastre mobile, smartphone, unde puteți căuta jocuri sau aplicații. O să vă legați telefonul vostru, o să vedeți în momentul în care veți dori să instalați o aplicație, nu ca aceasta care este cu plată, ci una gratuită. O să vă puteți lega telefonul când veți da instalare. După cum vedeți, eu dețin deja un LG Optimus P500 și puteți da instalare de aici. După care, în momentul când aveți internet pe telefon sau accesați magazinul Google de pe telefon, instalația se va instala automat. Asta în cazul în care aveți pe smartphone-ul vostru legat contul de la Google și de asemenea vă folosiți același cont și pe calculator. Perfect. Acestea fiind spuse, vă las în continuare să explorați această extensie de la Google, și anume Terminal Google, și ne reauzim în următoarele videotutoriale.